Antrenorul Rapidului și-a pierdut mama și nu va fi pe bancă la meciul cu Șepși. Săpunarul își poate începe cariera de antrenor la Național. Plecat de urgență din România, Lennon i-a anunțat pe rapidiști că și-a pierdut mama și nu va fi în Giulești la meciul cu Șepși. Încercăm să îl facem cumva fericit printr-o victorie în meciul de luni. Sper ca meciul cu Șepși să jucăm foarte, foarte prost și să câștigăm. Capitanul Săpunaru n-a mai fost titular după venirea lui Lennon. A existat o tensiune între tine și Neil Lennon? Nu. Niciun fel de tensiune, de ce să existe. Credeți-mă că e mai greu pe bancă decât în teren. În teren joci și ai adrenalina aia pe bancă, nebunești. La 40 de ani, Săpunaru se pregătește să devină antrenor. Dacă o să fii destul de bun să ajung la Rapid și antrenor, da. De ce nu? Săpunaru își poate începe cariera de antrenor la Națională, ca secund al lui Mircea Lucescu. Fiu o mândrie să lucrez cu Mircea, să lucrez cu Mircea Lucescu. Nu știu dacă mai cap în discuție dacă aș accepta sau nu.